căutând prin arhivă, am descoperit fotografiile de making of făcute la ședința foto pentru DS Cosmetics, fotografii realizate de prietenul Daniel Gora, care a fost și asistent la acea ședință foto din iunie 2016. Raluca Moss, modelul feminin, un model de excepție, un model profesionist, un model care m-a ajutat enorm în ședința foto pentru că am lucrat foarte, foarte ușor cu ea. Iulian Damaschin a fost modelul masculin care a participat la această ședință foto. La fel a răspuns indicațiilor mele foarte, foarte bine. În timpul ședințelor foto eu vorbesc în permanență cu modelele pentru a le da indicații și pentru a încerca să le induc starea pe care o vreau eu. Am fotografiat Tethered. Pentru cine nu știe termenul, este vorba de fotografiat direct în laptop prin intermediul unui cablu USB. Asta ajută foarte mult clientul pentru că vede exact ce fotografiez. Periodic facem pauze pentru a verifica fotografiile cu clientul. Make-up-ul și hair-ul verifică dacă totul e în regulă pe partea lor. A făcut parte Ștefania Bădilă, make-up artist profesionist cu care colaborez de ceva vreme, și Flavius Mann, hair stylist, un profesionist cu un portofoliu bogat în domeniul lui. La urmă am făcut fotografia de final cu toată lumea obosită, dar fericită.